Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifa. Începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare are 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, zic, l-am alături de mine pe omul de afaceri și fostul deputat Silviu Prigoană. Bună seara, bine ați venit! De numele dumneavoastră se leagă prima televiziune de știri din România, dar și istoria unui lung șir de mariaje și divorțuri, toate cu aceeași femeie. Aveți un talent nativ de a face bani din aproape orice. Și ceea ce este realmente spectaculos la dumneavoastră este că, deși viața v-a pus la încercare de mai multe ori, ați avut așa capacitatea să vă reveniți și să o luați de la capăt și să construiți un imperiu, un imperiu financiar. În politică însă am văzut că mai aveți încă de lucrat, acolo succesul s-a lăsat așteptat. Mi-am propus să aflăm în această seară cine este cu adevărat Silviu Prigoană, așa că o să mergem direct cu întrebările. Sunteți proaspăt pensionar, domnule Prigoană, aveți 56 de ani și ați ieșit la pensie anul trecut, în luna octombrie. Ne-ați spus așa, vă citez: am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar, am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme și era păcat. Știu că puteați să beneficiați de pensie încă de la 22 de ani, când ați avut acel accident de muncă, dar ați refuzat pensia propusă atunci de statul român, pentru că banii erau prea puțini, doar 500 de lei pe lună, și v-ați ambiționat să munciți, chiar și cu handicap. Din muncă știu că nu v-ați oprit nici măcar astăzi, chiar dacă aveți acest statut de pensionar, un pensionar cu multe milioane în conturi. Urmează întrebarea. Ce pensie aveți, domnule Prigoană? 32.000 de lei net. Doar atât? Plus 5.000 de la Camera Deputaților, deci am pensia nesimțită de 5.000 de lei, plus contributivitate 32.000 de lei. Adică aveți 37.000 de lei. Aștept mărirea, acum să măresc cu 40%, cum s-a lăudat guvernanții, ca să am și eu spre 47-48.000 de lei, cât e cursul, să am și eu 10.000 de euro pe lună, ca să dau și eu anunț la matrimoniale. Tânăr, pensionar cu pensie atractivă, aștept oferte. Continuăm. Cu drag. La 19 ani ați început să vă câștigați primii bani. Primul loc de muncă a fost de mecanic la combinatul de utilaj greu din Cluj. După doar un an v-ați schimbat locul de muncă și v-ați încadrat ca muncitor necalificat. 2 luni mai târziu, iarăși v-ați schimbat serviciul ca mecanic la fabrica de bere din Cluj, acolo unde ați și avut accidentul de muncă, dar adevărații bani i-ați câștigat din mici afaceri pe care ați început să le faceți încă din copilărie. Fratele dumneavoastră, Titus, povestea că la numai 10 ani printați fotografii cu 25 de bani și le vindeați mai apoi colegilor cu 3 lei și chiar dumneavoastră ați povestit la un moment dat, și vă citez: aveam 5 seturi video TV pe care le dădeam cu 10 filme pentru 200 de lei pe noapte. Se cereau cele cu Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan. Astfel, primul milion de lei l-ați făcut încă de pe vremea lui Ceaușescu. Urmează întrebarea. A fost Bișnița o școală de afaceri pentru dumneavoastră? Cu siguranță, cu siguranță. Mă rog, acum se numește business, atunci se numea Bișniță, dar era cam același lucru. Diferit că atunci se dădea TV-ul la miliție, adică împărțeai cu cine îți ținea umbrela, astăzi se dă la finanțe. Nu e nimic diferit de atunci față de acum. Atunci era piața goală, nu exista nimic și oricine vrea să facă orice putea să facă. Deci în anii 87, 88, 89, 90, 91, 92, era piața virgină și a fost loc. Mulțumesc, continuăm. Să rămân. Lovitura în afaceri, înțeleg că ați dat-o cu un business în domeniul deșeurilor, așa ați devenit milionar în euro. Compania dumneavoastră a fost cea de-a 47-a firmă înființată în România după Revoluție. Nici măcar nu exista legislație în domeniul colectării deșeurilor publice când ați pornit la drum. Și nu este singurul domeniu unde ați fost deschizător de drumuri. Ați înființat prima televiziune de știri din România, prima televiziune de folclor. Ați fost și primul producător român de DVD playere, iar
Exemplele pot continua. Vreau să știu de unde vă vin toate aceste idei de afaceri. Aș vrea să ne povestiți cum v-a venit ideea să faceți afaceri cu deșeuri și să ne spuneți câți bani ați câștigat până acum din gunoiul românilor. Urmează întrebarea. A fost gunoiul românilor șansa dumneavoastră de a face avere? Orice a fost șansa mea de a face avere. Și lipsa DVD-urilor de pe piață, și lipsa protezelor de pe piață, lipsa televiziunilor nișe de pe piață, toate au fost oportunități pentru că nu existau, nu erau. Nu numai partea de deșeuri. E puțin mai complicată cu deșeurile, pentru că ea vine dintr-o altă companie, compania numărul 47, deschisă pe județul Cluj, nu pe România. A fost, de fapt, o discotecă în aer liber cu un restaurant care l-am deschis la Gherla, care s-a transformat ulterior în SRL, a fost transformată, că atunci erau întreprinderi mici, așa se numeau, asta era povestea, imediat după Revoluție, în 90. Și în 92 și-am mutat sediul de la Cluj înspre București și aici am deschis partea de deșeuri. Dar e foarte complicată și stufoasă povestea. Dar pentru că piața nu avea de niciunele, eu am fost obligat să fac pentru mine. De exemplu, am făcut o firmă de protezare, că eu ca să-mi construiesc o proteză trebuia să mă duc în Germania sau în Austria, la Cuștean. Și atunci am hotărât să deschid o firmă de confecționat proteze. Nu existau televiziuni. În 99-2000. Televiziunile am început să le deschid, era un mare grup media. Am deschis prima televiziune de știri, prima televiziune de folclor, prima televiziune de manele, prima televiziune de sport, de exemplu. Și trusul era mult mai mare, cu presă scrisă, erau reviste pentru femei, bărbați, și asta se tipărește revista Taifaser pentru femei, Fanaticul de sport, revistă de sport pentru bărbați, tipărită pe hârtie, și asta se tipărește. Și era un trust mare, dar la un moment dat asociații cu care am discutat și am negociat povestea trustului s-au retras, niște elvețieni de la... Marea șansă în business a fost, da. A fost această... Nu, marea șansă în business a fost Revoluția. Asta a fost marele meu noroc și marea mea șansă, și a lui Ion Țiriac și a tuturor miliardarilor din top 300. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. Prima întrebare roșie. Mă rog. În 1999, Rebu era firma care deținea monopolul asupra colectării gunoiului din capitală. Primarul de atunci, Viorel Lis, a considerat că firma nu făcea față acestui serviciu și a permis și altor societăți să intre pe piață. A fost momentul în care firma dumneavoastră a câștigat contractul de salubrizare cu primăria sectorului 3, inițial pentru o perioadă de 5 ani, dar s-a tot prelungit în ciuda faptului că din 2004 fusese declarat ilegal de Curtea de Apel, așa că în 2011 primăria continua să vă plătească chiar de 3 ori mai mult față de perioada de debut a contractului. Înțeleg că s-a pus punct acestui contract abia în 2018, după ce a intervenit Consiliul Concurenței. Un contract care a durat, iată, 19 ani și a fost prelungit prin 54 de acte adiționale. Doar un singur exemplu de contract pe care compania dumneavoastră l-a încheiat cu primăriile din țară, iar în presă s-a vehiculat de-a lungul anilor că ați reușit să obțineți atât de multe contracte de salubrizare prin prisma relațiilor dumneavoastră politice și a activității dumneavoastră politice. Vreau să știu cât adevăr este în aceste scenarii și dacă politica realmente v-a adus aceste contracte pe bandă rulantă la valori din ce în ce mai mari. Urmează întrebarea roșie. Ați dat vreodată șpagă pentru contracte? Nu a fost necesar, pentru că contractele încheiate au fost la licitație publică. Nu aveai cum să faci așa ceva. Oricum, eu de 10 ani nu mă ocup de companiile care le numerează dumneavoastră, pentru că am avut alte lucruri de făcut. Eu am plecat, de exemplu, ca președinte de companie de la 100.000 de euro salar pe lună la 800 de euro salar pe lună deputat. Acum 10 ani de zile, când eu m-am retras din business și ce a fost de vândut am vândut, ce nu am conservat și eu m-am cam retras din partea de business. De contracte s-a ocupat Departamentul de Dezvoltare. Și urmarea intrării mele în politică, am pierdut contracte. Mie mi s-au reziliat contracte pentru că am devenit om politic. De exemplu, domnul Negoiță de la sectorul 3, care a primar PDL, m-a chemat la el în birou și a spus: bă, Sible, tu ești deputat PDL, eu sunt primar PDL, nu deci dă Liviu bine. Negoiță. Liviu Negoiță, PDL, nu actualul primar Negoiță. Și mi-a reziliat un contract de 7 milioane sau ceva de genul ăsta, de la Spații Verzi.
efectiv, de comun acord, da, mă, bine, e în regulă. Deci asta mi-a dus mie politica. Minus, nu plus. Mulțumesc. Continuăm. Cu drag. Ați înființat Realitatea TV în 2001 și ați declarat că în cei 2 ani cât ați fost patron, totul a fost corect. Nu ați încercat să influențați în niciun fel politica editorială a postului, ați plătit salariile la timp, iar angajații își amintesc chiar și astăzi că le-ați impus un dress code foarte strict. Ați spus că ați investit 14 milioane de dolari în această televiziune și că în cele din urmă ați vândut-o pe 300 de dolari și vă citez acum, am crezut într-o presă independentă. După un an și jumătate, doi, mi-am dat seama că nu există așa ceva. Există doar presă, punct. Fiecare trust de presă, fiecare angajat are interesele lui. Pentru mine, Realitatea TV a fost un business și atât. Acum, domnule Prigoană, eu nu înțeleg unde e afacerea. Deci ne-ați spus așa că ați investit 14 milioane de dolari ca apoi să o vindeți pe doar 300 de dolari. Vreau să știu dacă se află și altceva în spatele acestei tranzacții și dacă ați fost obligat să vindeți televiziunea practic pe nimic, tocmai lui Sorin Ovidiu Vântu. Urmează întrebarea. De ce ați vândut Realitatea pe 300 de dolari? Păi, în primul rând, n-am văzut pe 300, ci pe 100. De dolari. N-a costat 14 milioane, a costat 7 milioane și 7 milioane a costat întreținerea 2 ani. Deci sunt lucruri distincte, bugetul de întreținere. Și am vândut-o, urmarea hotărârii Consiliului de Administrație. V-am explicat că Blue Link Comunicațiunii din Elveția s-a retras din business. Firma între timp, având niște probleme financiare, am vândut-o cu 100 de dolari. Sunt toate documentele și, ca o surpriză pentru dumneavoastră, noi am vândut-o lui Sorin Ovidiu Vântu. Nu. Îmi pare că vă dezamăgesc, dar noi am vândut-o lui Sorin Ovidiu. Am avut niște discuții și cu Sorin Ovidiu Vântu, am vândut-o unui domn Mărgineanu, se numea. Deci domnul Mărgineanu, care a cumpărat-o, care era, am înțeles eu, printre altele, reprezentantul Blue Link Comunicațiunii din Elveția, ar fi vândut-o ulterior, nu lui Vântu personal, ci la Petrom Service, o companie, nu lui Vântu personal. Și Petrom Service-ul a împrumutat ceva bani de la Sorin Ovidiu Vântu și a angajat acțiunile, n-au dat bani înapoi și a intrat în posesia acțiunilor Sorin Ovidiu Vântu. Deci un pic mai îmbărligată povestea. Deci nu am vândut-o lui Sorin Ovidiu Vântu și am vândut-o cu 100 de dolari americani, am și acum 100 în ramă, pentru că era un business care nu putea să fie întreținut, era în pierdere în momentul respectiv. Televiziunile de știri, în general, sunt legate în trusturile media cu televiziuni generaliste care aduc banul și asta e agățată și publicitatea se vinde la pachet. Adică, da, mă, bine, îți dau, dar îmi baci și la știri publicitatea. Deci nu a forțat nimeni. Nu, nu. De ce să mă forțeze cineva? Nu. Nu s-a întâmplat ca în decursul timpului să nu fiu strâns cu ușa niciodată, nici în politică, nici în afaceri și nici n-a fost cazul să dau, pentru că am fost pioner în orice. Mulțumesc, continuăm. Sunteți în business de mai bine de 20 de ani și cu rezultate. Aveți o avere estimată în presa de profil la 32 de milioane de euro. Ați înființat peste 70 de companii și v-ați mândrit mereu că v-ați tratat cum se cuvine angajații, că nu ați făcut diferența între aceștia și că i-ați considerat egali chiar dacă dădeau cu mătura sau aveau funcții de conducere. Pe de altă parte, ați declarat de mai multe ori că în România capitalismul este prost înțeles, iar oamenii bogați, o categorie din care dumneavoastră faceți parte, sunt priviți drept potențial hoți. Aș vrea să-mi spuneți de ce există în România această percepție despre oamenii de afaceri și aș vrea să știu la cât vă evaluați dumneavoastră averea acum. Urmează întrebarea. Ați fost tot timpul un om de afaceri cinstit? Păi, eu zic în primul rând să-mi spuneți ce înțelegeți dumneavoastră prin cinstit. Adică, haideți să definim cinstea din punctul dumneavoastră de vedere ca să vă pot răspunde dacă am fost sau nu un om cinstit. Răspundeți în funcție de cum definiți dumneavoastră cinstea. Bun, față de bugetul statului și legislației, am fost un om cinstit. S-a demonstrat că n-am avut nicio problemă cu instanțele pe tema asta, până în momentul de față, da? Din punct de vedere al negocierilor, se știe, e veche povestea, că în orice afacere, unul pierde și unul câștigă. Cât ai fost de abil la negocieri, atât ai câștigat.
E foarte simplu, ca la instanță, intră doi cu o problemă și ies. Unul va fi nemulțumit permanent, că nu poate un judecător să împartă dreptate la amândoi în mod egal. Unul e îndreptățit, altul e nedreptățit și amândoi ies afară, fiecare cu problema lui. Așa e și în afaceri. Depinde ce stil de negociere ai, cum știi să-ți negociezi ceea ce oferi și în funcție de cum reușești să negociezi, păi că tot discutam de vânzarea realității. Prin vânzarea realității TV am câștigat 400.000 de euro pe lună. Deci am vândut cu 100 de dolari un business care pe mine să întrețin businessul respectiv mă costa 400.000 de euro pe lună. Nemai având businessul respectiv vânzându-l cu 100 de dolari, mi-au rămas 400.000 și astăzi îmi rămân în continuare 400.000 de euro pe lună. Ați înțeles să pot face afaceri și din alte puncte de vedere? Depinde cum privești problema. Bun, mulțumesc. Continuăm. Cu drag. Mergem cu o întrebare roșie. Roșie, roșie. Aveți trei frați, Daniel, Titus și Valentin. Despre relația cu ei spuneați în mod ironic că este una foarte bună pentru că, și vă citez, nu ne vorbim. Presa a scris, de exemplu, că fratele dumneavoastră, Daniel, vă acuza că i-ați fi furat firma de salubritate de la Cluj. Neînțelegerile din familie au devenit publice în urmă cu 2 ani, la înmormântarea mamei dumneavoastră, când același frate v-a criticat că ați venit ultimul și ați fi plecat înainte ca sicriul să fie coborât în pământ. Îl citez acum. Fratele meu mai mic, ăla cu divorțurile, singura lui activitate de succes notabilă și căruia i-am făcut firma Rosal, a venit cu o limuzină mortoară ca să ne crăcăneze pensionarii din Gherla, nu a vorbit cu nimeni și a plecat fără să salute. Acuzațiile postate de fratele dumneavoastră pe contul de socializare sunt lungi și revoltătoare pentru cine le citește fără să știe și punctul dumneavoastră de vedere. Așa că vreau să știu în ce relații sunteți astăzi cu frații dumneavoastră și dacă este adevărat că le datorați începuturile în business, urmează întrebarea roșie, v-ați certat cu frații dumneavoastră pentru bani? Altă întrebare. Refuzați întrebarea. Apelez la primul amendament. Perfect, continuăm. Mulțumesc. O altă declarație care m-a frapat prin duritate. Înțeleg că dumneavoastră credeți în prietenie, dar nu prea credeți în prieteni. Și vă citez acum. Dacă îți dorești un prieten cu adevărat, îți cumperi un câine. Corect. Am înțeles așa că sunteți de părere că oamenii sunt în general invidioși din cauza banilor, un capitol la care dumneavoastră a stat foarte bine întotdeauna. Așa că eu vreau să știu, domnule Prigoană, dacă dincolo de familie aveți și prieteni adevărați. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați simțit trădat? În permanență. În permanență, pentru că gena umană, natura umană, în diverse ocazii e pusă să te trădeze. Că așa e confecționat omul. Pe când câinele sau peștele din acvariu nu te trădează. Deci dacă vrei un prieten bun, 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 la care să te destăinui, e bine să ai de obicei un pește. Că și câinele s-ar putea să te trădeze. Deci dumneavoastră nu aveți niciun prieten. Păi acum haideți să cuantificăm, să definim ce înseamnă un prieten. Prieten înseamnă o persoană care... Dacă ai nevoie de ceva, o sun și îți dă. De exemplu, de un rinichi. Faceți dumneavoastră testul, sunați-vă toți prietenii să vă dea un rinichi, să vedem câți vin cu rinichi la dumneavoastră. Nimeni. Singurul prieten al dumneavoastră care va fi e mama sau tata dumneavoastră. Și cu asta, basta, s-a terminat prietenia. De acolo încolo e amiciție, șprițuri, alea, și totul e frumos când e grătarul încins și șprițul pe masă. Când încep greutățile și dai de greu, se golește masa. Nu vi s-a întâmplat? Urmează. Mulțumesc. Continuăm. Cu drag. La 22 de ani lucrați ca mecanic la întreprinderea de bere și spirt Cluj, atunci când ați suferit un accident cumplit de muncă, în urma căruia ați rămas cu un singur picior. Au urmat 3 luni în spital, 3 operații. Știu că la ultima organismul v-a cedat pur și simplu și ați fost timp de câteva minute în moarte clinică. Vorbim de un accident care poate pe mulți ar fi distrus. Pe viață, știu că ați apelat la un anestezist din Cluj care vă injecta o substanță ca să nu mai simțiți acele dureri fantomă pe care înțeleg că le simt cei care își pierd o mână sau un picior. Dumneavoastră, în schimb, ați fost întotdeauna optimist și ați avut puterea chiar să faceți glume pe seama a ceea ce ați trăit. Vă citez acum. Îmi injecta o substanță de 3 ori pe zi.
cred că m-a făcut mai deștept. Eu, sincer, vă admir pentru puterea cu care ați trecut mereu peste greutățile acestea și pentru forța pe care ați avut-o ca să puteți să treceți peste acest moment. Nu doar că v-ați revenit, am spus și la începutul emisiunii, ați construit un imperiu financiar. Aș vrea să-mi spuneți, totuși, dacă au fost și momente de cădere și care sunt resursele pe care le-ați avut ca să vă reveniți. Urmează întrebarea. V-ați simțit complexat de handicapul dumneavoastră? Nu. Niciodată. Nu, n-am reușit să fiu complexat pe tema asta. Am făcut și niște experimente cu televiziunea la un moment dat. Prin anii 2002-2003 îmi dădeam proteza jos și stăteam la metro și cerceam. Nu mă cunoștea lumea pe vremea aia, să vedem cam cât să câștigă. Și în comparație cu persoanele mai în vârstă, eu câștigam mult mai bine pentru că eram tânăr. Și doamnele îmi dădeau mai mulți bani decât domnii. Domnii dădeau de obicei la... Am făcut niște experimente de asta fără niciun fel de gen. Adică nu mi-era rușine că sunt fără un picior. Asta e, adică nu puteam ca să ascund lucrurile astea și n-avea rost să le ascund, că n-aveam de cine să le ascund. Pentru că nu eram, nu știu, vreun manechin sau o manechină care trebuia să prezint moda și am rămas fără un picioruș și... Nu m-a afectat niciodată. Dar au fost lucruri care, într-adevăr, m-au afectat. De exemplu, când mi-am îngropat copilul. Mi-a murit un copil și atunci am fost foarte afectat. Foarte afectat și atunci, de atunci am început să am o altă perspectivă asupra lucrurilor. Știu și o să vorbim și despre asta. Cu mare drag discutăm. Ce vreți dumneavoastră? Ați fost tot timpul înconjurat de femei șarmante. Despre Adriana Vahmuțeanu, ați spus la un moment dat că seamănă cu o păpușă chinezească. Iar de-a lungul căsniciei, ea v-a acuzat de gelozie, o citez acum, prigoana este gelos pe orice bărbat care mă ia de braț, iar primele dovezi publice în acest sens au apărut în momentul în care Adriana a avut o relație cu Mihai Achim în pauza noastră de căsnicii și nu ați ezitat atunci să răbufniți în diferite emisiuni TV. Actuala dumneavoastră soție, Mihaela, este și ea o femeie foarte frumoasă, care cu siguranță nu trece neobservată. Vreau să știu dacă frumusețea partenerilor de viață a venit la pachet și cu efecte secundare. Urmează întrebarea. Sunteți un bărbat gelos? Nu. Eu n-am avut niciodată discuții pe teme de gelozie cu niciuna dintre femeile cu care am fost căsătorit. Deci din cele 4 femei cu care am fost eu căsătorit și a 5-a Mihaela, n-am avut niciodată asemenea discuție în casă, că de ce s-a uitat ăla sau ce ai căutat cu ăla. Eu, relația mea cu Adriana s-a terminat cu mult înainte ca ea să fie cu domnul Achim, sau cum ați spus dumneavoastră că îl cheamă, și n-am avut niciun fel de replică pe tema asta. E viața ei, la revedere. Eu când pun punct la o relație, pun punct. Nu mă mai interesează de-a doua zi de dimineața ce face. V-am spus, eu mă duc în oglindă și văd de treaba mea. Nu sunt interesat de treaba altora. Deci gelos nu sunteți? Nu. Bine. Nu, s-a întâmplat să nu am boala asta, cu totul, că cunosc multă lume care are probleme de asta. Gelozia e o boală. Deci a fost trecută în răbojul ăla bolilor. Deci nu sunteți bolnav de gelozie. Nu sunt, nu am chestia asta. Am notat, mulțumesc, continuăm. Acum, am spus și mai devreme, ați slăbit 40 de kilograme, ați renunțat la mustață, ați renunțat la vestitele ținute negre. Eu am zis că v-ați schimbat complet imaginea. N-am renunțat la vestitele. Mi-am luat o cămașă albă, cămașă neagră. Dar tot în costum negru. Eu am înțeles așa că responsabilă de schimbarea de look este actuala noastră soție, despre care mi-a spus că de fapt nu e soție, decât păi la popă. Cu acte. Stăm împreună, locuim împreună, avem o prietenie minunată. Eu vreau să știu câtă influență are Mihaela în viața dumneavoastră și în ce aspecte îi cereți părerea. Urmează întrebarea. Vă lăsați condus de soție? Nu m-am lăsat condus niciodată, dar nu știu dacă... Nu, deci, încă o dată, căsnicia e un lung șir de compromisuri, ca să stabilim de la început lucrurile cum stau, da? Niciodată soțiile mele nu au fost consilierele mele în business. Niciodată. Nu s-a întâmplat niciodată vreo femeie din viața mea să fie consilierul meu pe probleme de business. Eu când ajungeam acasă și intram în curte, la revedere, s-a terminat cu business. Acolo era familia și discutam probleme de familie, nu de business. Deci, dar niciodată. Măcar acolo conduc femeile? Eu întotdeauna am avut, nu știu, s-a întâmplat, dar am avut o încredere mai mare în femei decât în bărbați. Și posturile de televiziune au fost conduse în general de femei și posturile de
și multe business-uri, directoarele mele au fost în general femei, și pe juridic, și pe economic, în general au fost femei. Nu știu, trădează mai greu. Dar una e o femeie din exterior care conduce un departament economic sau juridic și alta e femeia din dormitorul tău, care nu trebuie încurcate lucrurile. Am văzut multe companii, mari companii distruse din cauza femeilor, a soțiilor, nu a femeilor în general, a soțiilor. Deci când asociații își aduceau soțiile în business și coordonau anumite treburi, de acolo de companiile se alegeau praful. Și știu multe, nu una, multe companii. De asta am încercat să stau, să-mi țin foarte departe, nu numai soțiile, aparținătorii, foarte departe de business-uri. Nu le-am încurcat niciodată. Nu m-am consultat cu familia în business. M-am consultat în probleme de familie. Ce culoare trebuie să aibă globurile anul ăsta de Crăciun, ce tort luăm la copil, cam atât. La asta se rezuma, știu eu, discuțiile în familie cu soția. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă rog. Se știu puține lucruri despre prima dumneavoastră soție și mai puține despre cea de-a doua soție, Gabriela, pe care presa a numit-o soția secretă. Adriana Bahmuțeanu, știm, este, a fost și va rămâne o fire vulcanică, iar actuala soție pare că este femeia care v-a adus cumva liniște. Așadar, patru neveste, patru tipologii feminine complet diferite, neschimbată, înțeleg că rămâne viziunea pe care o aveți despre căsătorii și din nou revin cu niște declarații dure, vă citez: asta nu a înțeles nimeni niciodată, eu cu soția mea nu avem niciun grad de rudenie. Gradul de rudenie este între părinții mei, eu și copiii mei, femeia de lângă mine e pasageră. Astăzi este, mâine poate să nu mai fie. Și ați mai spus și că, vă citez iarăși, o femeie îți păstrează liniștea în casă cât timp numără bani. În momentul în care termină, are ceva de spus. Acum, mă întreb dacă sunt declarații făcute în urma unor dezamăgiri în dragoste și vreau să știu de ce soțiile dumneavoastră nu vă sunt familie și dacă și astăzi mai gândiți la fel. Urmează întrebarea roșie. Vă e frică de iubirea totală față de o femeie? Dar n-are nicio legătură cu ce ați expus dumneavoastră înainte. Ziceți. Deci gradul de rudenie, nu familie, atenție mare, gradul de rudenie îl ai cu părinții tăi, tu și copiii tăi. Soția nu ți-e rudă, îmi pare rău. Cu ea ai un document, mergi la notariat, ai reziliat documentul, nu mai ai nicio problemă. Cu copilul tău și cu părinții tăi nu poți rezilia documentele respective. E grad de rudenie, e grad de sânge. Dacă m-am făcut foarte bine înțeles. M-am făcut sau mai explic o dată? Deci, legătura de sânge o ai tu personal cu părinții tăi și cu copiii tăi. Niciun caz cu soția. Bun, deci soțiile sunt pasagere. Soțiile fac parte din familia, din familia pe care o cunoaștem noi acum pe Constituție. Dar nu ai nicio legătură de sânge cu soția ta. Legătura de sânge e cu copilul tău care l-ai eventual cu soția ta. Și cu părinții tăi, bineînțeles, implicit. Rămânem aici, apropo de studii. Părinții dumneavoastră au insistat să aveți studii după principiul ai carte, ai parte. Nu ați fost de acord cu ei. Așa că ați terminat dreptul la Timișoara abia la 37 de ani. Ba chiar a susținut la un moment dat că nu există o relație între studii și avere. Și vă citez, spuneți așa, cam 75% dintre magnații lumii nu au studii. Inclusiv Steve Jobs și-a băgat picioarele și atunci mi-am băgat și eu piciorul. Vreau să știu când v-ați schimbat punctul de vedere. Dar nu mi l-am schimbat niciodată. De ce considerați că școala este atât de importantă pentru copiii dumneavoastră? Urmează întrebarea. E mai important în viață să faci bani sau să ai școală? Amândouă sunt importante. Sunt foarte importante. Bunul cel mai de preț care îl dai copiilor tăi e educația. Că ei vor sau nu vor mai târziu să fie educați și să-și termine studiile, e fix problema lui. Fiecare copil își creează viața cum vrea, își coordonează viața cum vrea. Dar una a fost vremurile pe care le-am trăit eu, o piață virgină, și alta e ce trăiesc copiii mei în momentul de față într-o economie de piață și un capitalism sălbatic. Acum, dacă nu ești pregătit și nu ești performant, ești la revedere. Adică în era digitalizării, dacă nu ești performant, nu existi. Și ca să existi, trebuie să fii, în afară de foarte informat, foarte școlat, foarte școlarizat.
lucrurile s-au schimbat între timp. Adică Steve Jobs astăzi n-ar mai putea să facă ce a făcut atunci. Atunci și-a permis să facă pentru că era o piață goală. Nici eu nu mi-aș permite astăzi să mai fac ce am făcut atunci. Pentru că lucrurile s-au schimbat. Și Steve Jobs și Bill Gates și eu am avut norocul și șansa să fim nici sugar, nici pensionar, la timpul potrivit, la locul potrivit. Astăzi e foarte greu să se mai potrivească lucrurile, să se alineze astrele pentru tine. S-a terminat. E foarte complicat, e foarte greu. Mulțumesc. Continuăm și mergem cu o întrebare roșie. Am spus mai devreme că nu ați arătat niciodată la fel de bine ca acum. M-ați corectat. Ați revenit pe ce am spus eu. Bun. Acum, sunteți un bărbat bine îmbrăcat, chiar dacă nu cheltuiți o avere pe haine. Am citit când erați în Parlament, povesteați că vă îmbrăcați de la producătorii români, iar costumele nu vă costau mai mult de 200 de euro. Cu alte cuvinte, deși nu sunteți un bărbat sărac, nu vă place să epatați. Acum, o să vă rog să fiți sincer cu mine. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un bărbat zgârcit? Nu, sunt un bărbat cumpătat. Nu sunt zgârcit. Nu am motive să mă zgârcesc. Adică, pentru confortul meu, nu văd de ce m-a zgârci. Încerc să am o mașină care mi-asigură foarte multă siguranță. Nu mă interesează marca, dar să aibă 5 stele de siguranță. Să am o casă care mi-asigură un confort, să mă duc cu drag acasă, că știu că acolo am mediul meu, am ambientul meu, unde mă simt bine. Deci nu trebuie să-mi urăsc locuința, trebuie să o iubesc, să mă duc cu mare drag acasă. Și soarele să jerpelesc, adică nu are rost să investești foarte mult în modă, că nu sunt nici fotomodel, nici vedetă, nu prea văd de ce aș investi în chestiile astea, dar în schimb sunt foarte pretențios în ceea ce înseamnă persoana mea. Adică nu port ceasuri scumpe, nu port lanțuri, inele, brățări și așa mai departe, pentru că consider că bijuteriile sunt atributele femeilor, bărbații născându-se cu bijuterii. Femeile nu se nasc cu bijuterii și atunci ele trebuie să poarte bijuterii. Noi nu trebuie să purtăm bijuterii. Singurul lucru sau obiect care ar putea un bărbat e ceasul, nimic altceva, dar nici ceas nu mai trebuie să scai pe telefon. Adică nu văd de ce trebuie să risipim bani când nu-i cazul. Am notat, domnule Prigoan, nu sunteți gărcit, doar cumpătat. Continuăm, mulțumesc. Acum, știu că v-ați declarat încântat de faptul că băieții noastre au făcut școala online în pandemie. Vă citez acum. Mie mi se pare mai bună școala online decât școala în clasă. Asta e părerea mea, pentru că am posibilitatea și să observ cum predau profesorii. Tu auzi ca părinte și vezi talentul profesorului cum explică. Și dacă înțelegi și tu ca părinte, înseamnă că a priceput și copilul. Pe de altă parte, în cazul celor mai multor familii din România reală, știm că nu, situația este altfel. Copiii nu au acces la internet și nici la un confort modern care să le permită să învețe eficient de la distanță. Dumneavoastră sunteți un caz fericit, pentru că puteți să le oferiți copiilor tot ceea ce au nevoie pentru o educație de calitate, dar pentru cei mai mulți dintre copii va fi un an compromis. Un an compromis este pentru aproape toate sectoarele din economie și de parcă nu era suficient, trăim acum o criză sanitară de proporții și vă întreb, din postura de părinte, de om de afaceri și de fost politician, urmează întrebarea: care vor fi adevăratele drame ale pandemiei? Prăbușirea economică mondială va fi adevărata dramă. Nu neapărat faptul că copiii n-au studiat. Acum vă dați seama că ce se studiază în școlile din România, pagumă ciuperci. Tot nu învățau nimic. Și la țară, faptul că nu au acces la internet, ei oricum erau folosiți la muncile câmpului la țară copiii. Deci să mă lase pe mine cu vrăjeala asta, că domnule, dacă că n-au acces la internet, de aia nu învață. Cine vrea să învețe, învață. Deci cine vrea să învețe, învață. În general, ăștia mari geniali, toți sunt autodidacți, ei se învață pe ei. Dar problema mare va fi problema economică. Aici va fi o mare problemă. Va fi un neașteptat, știu eu, șomaj planetar, vorbesc. Ne trăim într-o interacțiune cu planeta. S-a întâmplat globalizarea asta să ne
să ne pună în situația în care să interacționăm între state și așa mai departe. Și va fi cumplită perioada care urmează. Lumea nu vede viitorul, pentru că viața nu va mai fi, în primul rând, cum o știam noi pe vremuri. Lucrurile se vor schimba, lumea se va izola, nu numai din cauza pandemiei, din cauza netului, din cauza internetului și a sistemelor de socializare și așa mai departe. Lumea nu se mai... nu-și mai dorește interacțiunea interumană, nu-și dorește interacțiunea electronică, pentru că e foarte confortabilă. Când te enervează cineva, închizi și s-a rezolvat cazul. Când ești cu el undeva, e foarte greu să-i spui, bă, hai să ne culcăm că e târziu sau ceva de genul ăsta. De asta vă spun că, din punctul meu de vedere, dezastrul va fi economic. Și pentru România și pentru toate țările de pe planetă. Nu e o chestie locală, ni s-a întâmplat nouă la București. Nu, va urma ceva cumplit din punct de vedere economic. Mulțumesc. Rămân tot aici. Când ați candidat la primăria Capitalei în 2012, ați promis că veți transforma Bucureștiul într-un oraș verde, european, și că veți introduce transportul public gratuit. Ați și făcut la un moment dat o profeție pentru întreaga țară, spunând că în 2013 România va fi, și acum vă citez, prosperă, curată, cinstită, cu 500 de kilometri de autostradă și cu bazele turismului deja puse. Suntem în 2020, domnule Prigoană, nimic din tot ceea ce ați profețit nu s-a întâmplat. Cum să nu? Așa că... avem 500 kilometri de autostradă. Domnule Prigoană, stați puțin. Da. Eu vă propun să mai facem o încercare. Faptul că guvernul a închis hotelurile și restaurantele... Pare rău, urmează întrebarea. Vă rog. Cum vedeți România peste 4 ani? Nu poți să faci niște previziuni în momentul de față și previziunile pe care le-am făcut au fost pertinente și perfect puse în aplicare. România peste 4 ani... Dezastru. Dezastru. Deci nu văd bine România peste 4 ani. Gradul de îndatorare va fi atât de mare încât nu văd bine România. Nu mai avem resurse, nu mai avem nimic, totul s-a pus în garanție la diverse bănci de pe planetă. Suntem datori vânduți în momentul de față. 100 de miliarde de euro datorii e imens. Asta trebuie plătite și urmează generațiile viitoare să ne plătească și nouă pensii și datoriile statului și nu văd de unde. Randamentul pe care îl avem în momentul de față ca națiune și societate nu ne permite să ne mai întindem nicăieri și așa suntem mai întinși decât plapuma și nu văd bine România asta. Nu știu, peste 4 ani... Mă rog, e trendul european. O să fim în Europa și cu Europa înainte. Vom vedea cum va sta Europa, cât de prost va sta Europa, vom sta și noi. La fel. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați declarat că ați intrat în politică în 2008 pentru că ați avut divergențe cu tatăl dumneavoastră și voi citez acum. Tata a zis, precum Brucan, că ne trebuie 20 de ani, iar eu am spus că ne trebuie 40. Două generații trebuie să treacă pentru a fi schimbate mentalitățile, pentru a putea fi învingători. Și nu e singurul moment în care ați criticat atitudinea românilor. Ați spus așa, la noi mentalitatea de învingător nu există nici măcar în folclor. Totul e fatalist la români, începând de la capra cu trei iezi. Ați văzut povestea aia cu lupul care îi mănâncă iezii? Vreau să știu dacă în ultimii ani simțiți că totuși s-ar fi schimbat ceva în mentalitatea poporului român. Urmează întrebarea roșie. Suntem un popor de învinși? Nu, suntem un popor de slugi, nu de învinși. Că noi n-am fost niciodată bătăioși. Din cele mai vechi timpuri până astăzi am fost neam de slugi. Că așa ne povestește în istorie, chiar dacă am parfumat-o noi, că ne-am bătut noi cu și am bătut noi pe otomani și vrăjeală, nu ne-am bătut niciodată. Dacă îi băteam pe otomani, aveam sabia lui Osman la Suceava, nu pe dos, seaba lui Ștefan cel Mare la muzeul din Istanbul. Deci, noi am stat cu nemții când ne-a convenit, după care am întors armele împotriva nemților și nemții nu o să uite chestia asta niciodată. De ce? Pentru că semneam de slugi. Ne n-am știut niciodată să avem demnitatea. Așa, avem în muzică, că noi suntem români. Și la ce ne ajută că suntem români? Nu avem demnitate. Noi trebuia să mergem cu nemții până la capăt. Trebuia să pierdem război alături de ei. Da? Și astăzi nemții apreciau. Ei, am întors armele, ne-a dat cu rușii, ne-au apreciat rușii vreo 5 de ani, ne-au luat tot de până țară și la ce ne-a ajutat?
ca să ne spună nemții că semneam de slujbă, să ne spună rușii că semneam de slujbă și așa mai departe. Ăștia suntem cu ușa de filă. Dar trebuie să ne asumăm chestia asta. Trebuie să ne asumăm. Băi, sunt român, neam de traistă, asta e. Slugă. La revedere. Aici m-am născut, asta e. E culoarea noastră. Slugă. Să nu fie interpretată greșit povestea. Deci eu când mă duc într-o altă țară sau într-un alt județ, eu nu mă simt slugă. Nu, eu știu că ei știu despre mine că eu sunt slugă, chiar dacă eu nu mă comport ca o slugă. Dar ăștia suntem noi, neam de slugi. Și de-aia nici nu se bagă în seamă multă lume cu noi, că știe că noi întoarcem armele imediat. La prima cotitură ne-a sucit. Mulțumesc. Continuăm. Ați făcut business în multe state ale lumii, inclusiv în Statele Unite. Înțeleg că acolo ați și locuit temporar. Dar ați declarat că nu ați fost tentat niciodată să părăsiți România definitiv. Ați spus așa: într-o altă țară poți să ai și 100 de milioane, tot emigrant ești. Pe de altă parte, tocmai am auzit, nu sunteți deloc mulțumit de modul în care decurg lucrurile la noi în țară și vă mai dau un citat. Tradiția României este statul la umbră și micii cu bere. În România, un edorel cu sapă, restul de 75% stau la umbră. Da, eu deduc că ați rămas în România nu neapărat pentru că este locul ideal unde v-ați dorit să trăiți, ci pentru că aici aveți un statut aparte, fie el și de cetățean al României. Urmează întrebarea: ce alegeți, banii sau faima? Amândouă. Și bani și faimă și mult să fie, nu contează. Nici nu contează moneda. Sechin, nu știu, ieni, dolari, euro, mult să fie, nu contează. Și fiscalizați dacă se poate. Trebuia să-mi aleg vreuna dintre ele? Era o întrebare de asta, ce ți-a... Amândouă le aleg. Și oricine le-ar alege pe amândouă. Uitați, întrebați-i pe dânsul de la cameră. Amândouă. Dacă ar trebui să optați. A să optez între cele două? Amândouă. Mie mi s-a întâmplat să le-am pe amândouă și în cazul în care nu le-ai avea și ai fi întrebat să optezi, poate ai avea un alt gând. Dar eu dacă le-am avut pe amândouă, le vreau pe amândouă, nicio problemă. Să vă ajute. Sunt modest, Dumnezeu. Ați văzut. Continuăm. Ați înființat la un moment dat o fundație pentru persoanele cu handicap locomotor. Ați făcut din nou o declarație foarte sinceră, vă citez: eu consider că dacă vrei să faci acte de caritate, fă-le fără să le știe cineva. Dacă le știe cineva, se numește fățărnicie. Aș vrea să știu cam câți oameni ați ajutat la viața dumneavoastră, aș vrea să ne spuneți. Și aș vrea să ne spuneți câți din cei pe care îi cunoașteți se prefac miloși, doar așa, pentru imagine publică sau pentru voturi. Urmează întrebarea: câtă fățărnicie există în actele de caritate? Depinde la cine ne referim. La cele promovate, public, multă, imensă. La cele pe care nu le știe nimeni, deloc. Deci dacă vrei să faci un act de caritate, îl faci ca așa vrei tu, fără să știe nimeni. În momentul în care îl știe cineva și te lauzi cu chestia asta, s-a terminat cu caritatea. Acolo e business deja. S-a terminat. Gata. Se întâmplă lucruri, se întâmplă. Eu niciodată n-am făcut din chestia asta o cauză nobilă. Dom'le, uite, ajut pe aia. Pentru că în momentul în care faci publică chestia asta, tu de fapt nu faci nimic altceva decât să-l umilești pe cel nevoiașul pe care l-ai ajutat. Tu-l umilești public. Era un tribun al poporului român care făcea niște chestii de caritate cu presa, mergea să dea 2 kg de ulei la niște pensionari amăriți și mai dădea și la televizor. Nu o faci chestia asta. Nu o faci. Lucrurile astea nu se fac. Poți să-i trimiți la respectivul cetățean ulei, făina sau să-i dai bani fără televiziune, da? Nu trebuie să știe nimeni că tu ai dat și nu trebuie să știe nimeni că el a primit. Fără televiziune noastră, pe cât ați ajutat? Hei, fără număr. Fără o carte de telefon. Fără număr. Vreți nominal? Dați-mi un pic să vi scriu. Mulțumim. Păi acum am discutat că nu vă spun, că nu trebuie să faci lucrurile astea să spui. Păi multă lume am ajutat și
Ceea ce mi-a ajutat mie, că i-am ajutat. I-am ajutat ca și am vrut eu să-i ajut. Nu m-a forțat nimeni niciodată. Mulțumesc. Un aspect mai puțin știut din viața dumneavoastră este legat de francmasonerie. Presa a scris că în 2006 ați fost cooptat în loja masonică Constantin Bărbulescu. Doi ani mai târziu, când vă pregăteați candidați pentru Parlament, vi s-a cerut să confirmați dacă aveți funcții de conducere în masonerie și ați spus așa, citez, nu mai sunt, căci la noi este mai democrație ca în democrație, ai voie două mandate și atât. Vi s-au cerut detalii, dar ați spus că vă interzice cutuma și ați subliniat că în viața dumneavoastră ați jurat credință doar armatei poporului român. Vreau să știu, domnule Prigoană, de ce ați ales să fiți membru într-o lojă masonică și ce beneficii a avut sau ce beneficii ați avut dumneavoastră în carieră prin prisma acestei apartenențe la masonerie. Urmează întrebarea. Ce grad ați avut în masonerie? 33. Îl de sus. Dar referitor la întrebarea dumneavoastră, n-am beneficiat de nimic. Masoneria a beneficiat din partea mea de multe lucruri. Masoneria e o asociație discretă, atâta tot. Nimic senzațional. Și poate discreția asta duce spre chestii de ocultism, aolo, și așa mai departe. Nu e adevărat. Nu, nu e nicio legătură. Și după două mandate m-am retras, pentru că așa am considerat eu că trebuie să fac loc. La un moment dat trebuie să te retragi. E bine să te retragi. Masoneria alunecând pe o pantă la momentul respectiv, care nu mă mai reprezenta pe mine ca cetățean. Am spus până aici, stop și gata. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Vă rog, da, pentru termina. Ați fost deputat de București din partea PDL între anii 2008-2012, iar proiectele noastre legislative au stârnit foarte multe comentarii la vremea respectivă. V-ați fi dorit să transformați Casa Poporului într-un mall, să legalizați prostituția, să tăiați salariile preoților și ați cerut să înlocuiți denumirea de rom cu cea de țigan. Surpriza a venit imediat după ce ați devenit parlamentar, când ați afirmat degajat într-un interviu și vă citez, toți sunt escroci în politică, inclusiv eu. La atâta sinceritate, domnule Prigoană, sincer m-ați lăsat fără cuvinte. Urmează întrebarea roșie. De ce ați fost un escroc în politică? Pentru că a trebuit să mint poporul cu televizorul. Una am discutat cu partidul meu, m-am dus la televizor, le-am explicat la cetățeni despre ce e vorba și partidul meu n-a votat proiectele de lege care le discutasem înainte cu partidul meu și cu cetățenii. Se numește escrocherie. Când promiși ceva și nu te ții de promisiune, se numește escrocherie. Și rețineți ce vă spun. Casa Poporului, vreau să-l fac Centrul Internațional de Conferințe. Există documentația toată depusă la Parlament și tot acolo se va ajunge cât de repede. Aducea venituri de 2 miliarde de euro pe an. Nu mai plângea astăzi de unde alocații, de unde pensii. Uite de acolo, da? Crea 40.000 de locuri de muncă. Legea prostituției. Discutăm separat. Atunci, tac. Da, deci v-am lămurit cu escrocheria. Oamenii promit și eu am promis lucruri că se vor întâmpla și partidul meu nu a fost de acord, cu totul că partidul inițial m-a susținut în proiectele respective, inclusiv cu țiganii. N-a cerut schimbarea denumirii de rom în țigan. Nu! Folosirea pe scară largă a denumirii de țigan, cum de altfel li se spune, că doar de-aia țigani. Pentru că nu li s-a spus niciodată rom și e un pericol foarte mare pentru România, pentru că acum toate țările din comunitatea europeană încearcă să schimbe numele țiganilor în rom, ca peste 50-100 de ani se trimită pe toți în țara lor România. Ești rom, da, înseamnă că ești român. Că se creează confuzia. Noi aveam pe pașapoarte scris R-O-U. Nu mai avem. Aveam R-O-M, rom. Nu mai avem. Acum se scrie R-O. Uitați-vă mai pe vremuri. Și am cerut să se folosească pe scară largă și am dus documentele 200 de ani de recensăminte în care țiganii au fost trecuți țiganii în recensământ de 200 de ani încoace, da? În 20 de recensăminte. În ultimii au fost trecuți romi. De ce oare? Mulțumesc. Continuăm. În 2010 ați șocat politica românească
Când ați intrat în Parlament cu acel proiect privind legalizarea prostituției, spuneați că de această legalizare a prostituției ar beneficia mai ales persoanele care suferă de anumite afecțiuni. Merg pe vorbele dumneavoastră, citez, persoana care desfășoară această activitate are dreptul la demnitate și nu e singura dată când ați militat pentru legalizarea prostituției, vă citesc din nou, dacă trecea legea prostituției, nu ar fi existat cazul Caracal. Ați făcut chiar și un calcul matematic, ați spus așa, 10.000 de medici au instant locuri de muncă, 10.000 de contabili, 7% din bugetul de sănătate se duce pe tratarea bolilor cu transmitere sexuală, s-ar strânge la bugetul de stat minimum 2-3 miliarde de euro pe an. Cu toate aceste plusuri, tocmai ne-ați spus că politicienii nu s-au înghesuit să vă voteze proiectul, așa că aș vrea să știu de ce se feresc politicienii români să voteze această lege. Vreau să-mi spuneți dacă îi considerați ipocriți pe foștii colegi. Urmează întrebarea, de ce trebuie legalizată prostituția? Pentru că ea există. Foarte simplu, pentru că ea există și vom păți cum am pățit noi în Parlament când au fost lucrătorii din agricultură care aveau pensie de 1,2 lei, dacă vă duceți aminte. Și am făcut un proiect de lege la care am lucrat intens cu Boc și așa mai departe și am reușit să dăm 450 de lei un ajutor social, să zicem, să fie pensia minimă. Nu e pensie minimă, e un ajutor social, da? Același lucru se va întâmpla cu fetele și băieții care astăzi practică prostituția și nu contribuie la niciun fel de buget. Generațiile viitoare o să ia o hotărâre în Parlamentul României că doamnele și domnii care au dat servicii sexuale fără ca să, ca la CEAP, fără să plătească contribuție, trebuie sprijiniți de stat. Când au venituri. E foarte simplu, nimic a complicat. Și în perioada interbelică în România funcționa. Legea prostituției a fost și culmea că în perioada respectivă Miron Cristea a fost un fii stătător al Bisericii Ortodoxe, era și premier, prim-ministru, și n-a abrogat legea, i-a plăcut și lui. Nu, las-o acolo, că stai bine, aveam crucea de piatră, aveam de toate, da? Și acum popii sunt împotrivă, dar când am abrogat articolul 200, mi se pare, sau 202, cod penal, unde era incriminată povestea cu homosexualitatea, nu și-au dat foc în fața Parlamentului popii. Atunci le-a plăcut. Acum nu le mai place, dar nu înțeleg ce treabă au popii cu meseria unei doamne sau unui domn. Pentru că rețineți, 30% din serviciile sexuale sunt practicate de bărbați. Bun, da. Politicienii, colegii, de ce nu votează? Poftim? Politicienii de ce nu votează? Nu e frică de pop și de neveste, ce să le facă, că sunt surați. Să vină și noi necăsăriți în Parlament și atunci să vedeți voturi. Pentru că sunt fățarni, sunt excroși, sunt mitocani, că da-aia, că pe hol îți spune una și la vot iese alta. Și e pentru prima dată în istoria Parlamentului României în care 90% s-au abținut la vot. Vă mai dau timp, domnule primar. 90% din parlamentarii acelui moment s-au abținut la vot. E pentru prima dată în istoria României, de când există Parlament, în care 90% s-au abținut la vot, 10% a fost pentru. Deci n-au fost împotrivă, doamnă, dacă înțelege că aveau trei opțiuni. Pentru, împotrivă sau abținere. S-au abținut. Adică n-au spus nu. S-au abținut la vot. Că e dreptul lor, democratic. Mulțumesc pentru timpul acordat. Sunteți absolut minunată și fascinantă. Continuăm. Ați spus chiar și acum, la 40 de întrebări, că aveți încredere în femei. De-a lungul timpului ați declarat că le admirați pe toate femeile care intră în politică pentru că sunt curajoase și ați spus că principala problemă a femeilor este că nu sunt unite. Vă citez acum. În general, poporul român e un popor misogin, dar misoginismul se afirmă mai tare la femei. Femeile sunt mai misogine, ele sunt cele care nu votează femei. Acum, pare că lucrurile cumva au început să se schimbe. România a avut deja o femeie premier, Comisia Europeană este condusă de o femeie, Fondul Monetar Internațional este condus de o femeie, americanii tocmai și-au ales pentru prima oară o femeie ca vicepreședinte. Am o mare curiozitate politică pentru dumneavoastră, domnule Frigoană. Urmează întrebarea. Ce femeie ar putea fi președintele României? Oricare. Dar toate exemplele dumneavoastră, dacă ați sesizat, nu au fost femei alese prin vot. A fost numite. Toate, nici una din cele pe care le-ați rămânat dumneavoastră, nu au fost votate de popor, nicăieri. Toate au fost numite. Și în continuare să merge pe tema asta, pe schema asta. Femeile nu se votează între ele. Femeile nu se iubesc între ele, se urăsc. Maxim. Îmi pare rău că trebuie să fiu sincer în emisiunea dumneavoastră, dar asta e adevărul.
Dar cât de repede s-ar putea să avem și o femeie, pentru că e reglementarea europeană. 50% din Parlament trebuie să fie femei, chiar dacă nu-s deștepte, 50% din trebuie să fie femei, în comisii trebuie să avem 50% femei, nu contează, femei să fie. Nu mi-ați răspuns. Păi, doamna care ați invocat-o de premier nu a fost aleasă, din nou vă spun, a fost plantată. V-am întrebat altceva. Vă rog. Cine va fi următoarea femeie președintele României? Noastră... Pă, dumneavoastră, nu-i pe competență. Nu e pe competență, e pe partid, după cine promovează, nu-i pe competență. Nu spuneți cumva că Biden e vreun competent, ce dracu. Pe oameni normali. Vi se pare Biden un om competent? Nu. E pe promovare. Te promovează partidul, turma votează, ești acolo. E vreo femeie în politică care ar trebui promovată? Cred că da. Cine? Nu vă spun. Mă țin. Nu că să supără alealte. Nu intru în gura lupului. Da, cred că Elena Udrea făcea carieră. Cred că Elena Udrea făcea carieră, dacă nu avea problemele care... falsele probleme care i s-au... Nu mai contează. Treceți următoarea întrebare. Altă întrebare? Mulțumesc, domnule Prigoană. Știm așa. Aveați 22 de ani când ați suferit acel accident de muncă. La 30 de ani ați trecut printr-un alt moment greu, v-ați pierdut prima soție și ați spus așa, am depășit momentul prin efort, ambiție, muncă, chestii din astea care nu au nicio legătură cu pupatul de moaște. Am mai urmat un moment cumplit în vara lui 2009, când l-ați pierdut pe Darius, băiețelul noastră care s-a născut prematur. Merg pe vorbele dumneavoastră. Cel mai cumplit lucru ce ți se poate întâmpla este să îți îngropi un copil. Deja nu mai are rost nimic. Vreau să-mi spuneți dacă vreodată v-ați simțit învins de viață. Urmează întrebarea. Sunteți supărat pe Dumnezeu? Nu, Doamne, ferește. Doamne, ferește, cum să fiu supărat? De prietenul meu. E tata. Scrie Biblie. Că eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui. Înseamnă că Dumnezeu are un picior de lemn. Așa scrie Biblie. Nu poți să învinuiești divinitatea pentru nimic ce ți se întâmplă ție, pentru că e liber arbitru și tu ești victima propriilor tale decizii. Dacă eu nu mă duceam la muncă în ziua respectivă, nu aveam accident. Dacă eu nu mă căsătoream cu Viorica, eu nu aveam de suferit că a murit Viorica. Dacă eu nu îl făceam pe Darius, Darius nu murea și nu aveam nicio problemă. Ce legătură are divinitatea în toate problemele astea ale noastre? Absolut nicio încurcătură. Nu are nicio treabă divinitatea. Absolut nicio încurcătură. Și am un fir roșu cu divinitatea. Eu îl menajez foarte mult pe Dumnezeu pentru că nu-i cer niciodată nimic. Nu am cer niciodată nimic și nici n-am de gând să-i cer pentru că sunt 7 miliarde pe planete care îi cer. Acum au cerere în plus, știu că nu contează. De-aia nici nu-i cer nimica. Sau s-ar putea să stea cu spatele, exact când am eu o problemă. De-aia încerc să mă descurc singur, fără sprijinul lui. Credeți-mă. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Lovina? Pe lângă legalizarea prostituției, în 2010, de la Tribuna Parlamentului, a cerut și ca salariul clericilor să nu mai fie plătit de la bugetul de stat. Și vă citez... Instituțiile de cult din România dispun de un patrimoniu propriu și de alte surse de finanțare proprii. Acum, dincolo de abordarea pragmatică, v-ați botezat copii, v-ați căsătorit religios în biserică și tocmai mi-ați spus că aveți un fir roșu cu Dumnezeu, dar nu prea l-apelați. Urmează întrebarea roșie. Domnule Prigoană, când v-ați rugat ultima dată? Cred că aveam 3 ani. M-a învățat bunica ceva cu ingerașul. A fost ultima dată când m-am rugat. N-am avut ocazie să mă rog și nu am fost niciodată un om credincios, habotnic. Religia moștenit-o, asta e. Am respectat toate tradițiile. La mine mai mult e comercial și mă încântă mult mai mult, de exemplu, Crăciunul decât Paștele, care e o sărbătoare... în propriu sus sărbătoare, când vezi că unul e bătut în cui acolo, tu să tai mielul, să deschizi vinul, să-l pui la rece, șprițul și alea, s-a denaturat puțin povestea, oricum e o
sărbătoare evrească, Paștele, și reprezintă cu totul și cu totul altceva față de ce facem noi de Paște. S-a schimbat mult și tradiția. Și eu vreau ca să tai salariul la pop pentru că nu-și merită banii. Banii trebuie plătiți de comunitatea care își dorește să aibă preot. Pentru că noi suntem un stat laic, revin la povestea asta, noi nu suntem un stat religios, suntem un stat laic prin Constituție. Da? Statul e obligat, prin ceea ce face, să ajute cultele religioase când poate. Nu e obligat să plătească popii. Și nu cu banii care ia Daniel. Doamne ferește. Și banii care s-au băgat în catedrala Prosilii Neamului, sau cum se numește aia, putea să facă 7 spitale de banii aia, doamne. Statul român, că acolo-s banii statului român. Nu ales noria și lor, greșit, banii statului român. Dar nu i-a întrebat nimeni, deocamdată, dar lăsați că ajung eu la Cotroceni. Am notat. Eu vă rog. Mulțumesc, vă rog. E ultima întrebare. Asta când ajung la Cotroceni? Nu, nu. Acum. Sunteți un pensionar tânăr, sănătos, fără grijă zilei de mâine, aveți o familie frumoasă și am să vă citez și ne-ați spus și în emisiune, aici la 40 de întrebări, că fiecare dimineață e începutul restului vieții tale. Absolut, așa ați spus absolut, mai devreme. Absolut. Și că trebuie să faci în așa fel încât să nu fie ultima zi. Da, Doamne ajută. Mă duc la oglindă, mă pup, mă văd cât sunt de frumos. Pe mine mă interesează însă acum altceva, pentru că este ultima întrebare. Aș vrea să știu ce regrete aveți. Aș vrea să ne spuneți dacă ați avea șansa să o luați de la capăt, ce ați face, ce e diferit în viața dumneavoastră, ce ați schimbat la viața dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce vă spune oglinda, domnule Prigoană? Păi tot. Oglindă, oglinjoare, cine e mai frumos din țară? Și oglinda răspunde, păi pe cine vezi în oglindă? Adică, iată-mă, eu sunt. Da, n-am niciun fel de reproșuri să-mi fac, nici regrete, n-a schimbat absolut nimic din cursul vieții mele, am avut o viață absolut minunată pentru că am știut să-mi o fac minunată și eu sunt fericit în fiecare clipă. De exemplu, în momentul de față am avut una dintre cele mai frumoase zile și clipe sunt cu dumneavoastră la această masă. M-am bucurat intens, am rememorat clipe, chiar dacă pentru unii sună tragice, pentru mine au fost minunate, ca fiecare clipă a vieții mele. Mulțumesc! Am ajuns la final, domnule Prigoană. O să vă arăt un tabel. Așa. Cu statistica întrebărilor, îl vedem acolo. Și o să vedem și câte minute mai avem la dispoziție. ...25 de minute am mai avea la dispoziție. Așa. Ați refuzat o singură întrebare, întrebarea cu numărul 7. Și dacă v-ați certat cu frații dumneavoastră pentru bani, v-ați răzgândit? Vreți să-mi răspundeți la această întrebare? Nu. Dacă sunt lucruri pe care v-ați fi dorit să le întreb, dacă sunt chestiuni care ar mai fi trebuit lămurite, dacă sunt pur și simplu chestiuni pe care eu am uitat și dumneavoastră ați fi simțit nevoia să le discutăm, e totul e minunat. Nimic. Aș vrea să le spun telespectatorilor mei să nu mă cereți de soț în direct. Că nu ați negociat nicio întrebare. Că nu ați dorit să știți temele în niciun moment. No, 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 și asta e chestiune importantă pentru mine. Și acum, domnule Prigoană, evaluarea mea. Aveți tot pe tabel. Un umor cinic. Așa. Dar sunteți un tip sensibil dincolo de cinismul acesta pe care îl afișați. Aveți păreri ferme și principii foarte sănătoase de viață. Și Doamne ajută, înțeleg că vă doriți să ajungeți la Palatul Cotroceni. Nu eu îmi doresc, poporul să mă arunce peste gard, că țara asta trebuie condus. Și v-ați lăsa. Acum ce să fac, mă pun împotriva poporului? Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Sunteți o scumpă, aveți o emisiune senzațională și vă urez mult rating și multe emisiuni. Așa să fie, Doamne ajută. Să rămână. Sunt Denis Rifai. Emisiunea 40 de întrebări a ajuns la final, așa că ne revedem săptămâna viitoare cu noi întrebări și cu un nou invitat. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!